Live. De la locația pe care am ținut-o în secret, welcome! Your host tonight, președinta LGBT-ului Angelica Frolov și mama tuturor oropsiților, Medea! Aplauze! Stimate creștine și stimați creștini. Dar și atei agnostici și tot cei care nu se regăsesc în ceea ce am spus mai sus. Hristos a înviat și bine ați venit la cea mai așteptată și populară ceremonie de înmânare a antipremiului Stracina de Jmalț 2024. Și a superpremiului de anul de oaste. Stimați oaspeți și spectatori, vă felicităm și suntem bucuroși să vă anunțăm că nici în aceasta, în țara noastră, nu a rămas fără făbișorii noștri dragi, care au grijă ca premiul să nu dispară. Suntem la cea de-a șasea ediție, așa că ar fi frumos să ne amintim cine sunt premianții anilor precedenți. В этот торжественный день мы учреждаем новую премию «Эмалированная миска». Этой премией ежегодно мы будем награждать самых активных гомофобов и трансфобов Республики Молдова. Игорь Додон, președinte al Republicii Moldova, pentru indulgența pentru persoane LGBT, de a nu considera președintele lor. Партия социалистов Республики Молдова как самая озабоченная гомосексуальностью партия Республики Молдова. Геннадий Волуца. Чем был актив пиарист о коммунитете ЛГБТ дин Республика Молдова. Владимир Кантарян, митрополит Молдови. Pentru dragostea selectivă față de aproapele său. Felicitări! Комсомольской правде Молдовы за самую дешевую гомофобию. Ион Чебан, primarul municipiului Chișinău, pentru ratarea posibilității de a ne interzice marșul Pride. Bogdan Țârdea, scriitor fantast începător. Iulie Roșca, zgomofobni, ploschi iumor. Dinar Cojocaru, pentru lupta neobosită cu curcubeul. Anul acesta avem un premiu special. Ligianul Secului! Премия вручается партии социалистов Республики Молдова. Партия, которая накрывается медным тазом гомофобии. Почему тазик не медный? Этот тазик такой же медный, как партия социалистов социалистическая. Петру Корчун, майор де юстиция о министерului апарării, pentru inovații în domeniul certificării și standardizării homosexualității. Сеть магазинов Ocean Fish за самое скользкое оправдание гомофобии. Ион Гроза, депутат ПАС, pentru încercarea de a ședea cu fundul pe două scaune. Депутаты Народного собрания Гагаузии за то, что накрыли Гагаузию медным тазом средневековья. Episcopul de Bălți și Fălești Marchel, pentru dorința nepotolită de a vedea Marshall Pride în Bălți. Diane Caraman, за заигрывание с уголовным кодексом. Renata Usatăi, pentru generozitatea de 2 bani. Пластиковый тазик вручается партии ШОР за продвижение поп-гей-культуры в традиционалистских краях. От всей души поздравляем всех победителей этого года. Вы заслужили эту премию. Дорогие зрители, увидимся в следующем году. Ați observat când a venit Leo la Gender Dog?
Acesta este un premiu unic care se dă pe viață. Primeantul poate să fie lipsit de premiu dacă dă dovadă schimbărilor radicale în comportament. Dar la moment, deocamdată, nimeni nu ne-a decepționat, iar toți premianții își țin fotografia premiului în stâncă, așa cum cere cartea. Așa că vrem să aflăm acum cine li se va alătura anul acesta. Alegerea a fost foarte complicată, s-au remarcat mulți și multe, așa că ne-a fost foarte greu să alegem. Ei, și până la urmă am decis să tragem la sorți. Să vedem cine sunt câștigătorii care au avut acest noroc. Premiul călcat prin străchini și căcat în Hipocrat se decernează medicului pediatru Igor Pletosu pentru aiureli psihiatrice. Și terminați cu drepturile astea, că e liber să aleagă, să aleagă. E demonstrat că asta e o boală psihică. Susțineți mai departe. Ce aveți de susținut? Dar nu aveți și să ne impuneți niște prostologii, că eu sunt om sănătos la cap și eu știu ce vorbesc, mă tine, nu? Sănătate vă doresc și sănătate mentală, în primul rând. Îi dorim și noi, domnului Pletosu, sănătate mentală și să nu dea peste gay și lesbienșe pentru binele gaylor și lesbienilor. Fotografia premiului și diploma vor fi transmise prin poșta Moldovei domnului Pletosu. Iar noi... Mergem mai departe. Mai departe. Вы станете мэром Бельц. Как вы будете коммуницировать с активистами? В принципе, они поддерживаются республиканскими властями. Если, например, к вам придут, подадут заявление на проведение демократического, да, я обязательно мероприятия. Подпишу. Я, конечно, подпишу. Дадите разрешение? Я дам разрешение. И
лично с остальными буду их встречать. Угу. Я буду в первых рядах, которые их будут встречать. Чтобы уже один раз они зашли, получили то, зачем пришли, уже так сполна. А мы этого не дадим. Îl îndemnăm pe domnul Moroșan să pregătească pâinea și sarea, pentru că noi venim anul viitor la Bălți. Fotografia? Strachini. Eu deodată după ceremonie mă pornesc. Până la anul ajunge pe jos. Da. Fotografia Strachini și diploma le vor fi transmise, domnului Moroșan prin poșta Moldovei. Mersi, poșta Moldovei. Generele în blide îi se acordă agentului anului Dumitru Obadă pentru memorie selectivă și interpretarea legilor cum îi se scoală. Guvernul consideră că argumentele asociației reclamante dar sublinează o autovictimizare constantă și distorsionată, distorsionează natura reală a atitudinii generale față de comunitatea LGBT din Republica Moldova. Referire făcută de asociația reclamantă dă dovadă că odată ce o persoană este identificată ca fiind gay, devine o țintă deschisă pentru violență și crimă. Este evident manipulativă. Conform celor menționate mai sus, Guvernul sublinează că drepturile și libertățile comunității LGBT sunt respectate la nivel intern. Tot, o să-ți fur replica, dar mie nu-mi place asta. Și dorim satisfacție justă suficientă. Fotografia premiului și diploma vor fi transmise prin Poșta Moldovei. Să vedem cine a meritat super premiul anul acesta. Filosoful anului, Vitalii Șâncari.
pentru fantezii sexual creștine. Толерантность – это худшая дрянь. При том, что мы сами далеко не идеальны. У нас куча там своих дефектов, безобразий, кошмаров. Да. У меня моя жена, я люблю ее, и я не дам никому ее любить просто так, без меня. У меня были девочки, теперь я хочу мальчиков. У меня были мальчики, теперь я хочу детей. У меня были дети, теперь я хочу, чтобы весь мир был, кого я могу, не выражаясь там печатным языком, не знаю, изнасиловать, поиметь. Я хочу ведь этого. А я хочу трахаться так, чтобы весь мир был трахнут мною. И вся наша жизнь, она кроется вот в этой свободе, в которой мы выбираем то, что мы любим. Человек бесконечно хочет. А если у этого человека еще есть деньги, его желания приобретают сумасшедший размах. Îi dorim Rusputnicului, Vitalii Șinca. Rusputnicului. Cum era scris Rusputnic. Să nu ajungă niciodată în fața dilemei să ia bani pentru oficializarea cununiei unui cuplu gay sau să refuze din principiu. Care e alegerea? Uf. Moment că totul e băială. Uf. N-am pregătit o mică surpriză pentru voi. Asta e un cântec dedicație tuturor care au câștigat acest premiu, care l-au câștigat anul acesta și celor care o să-l câștige în viitor. Eu sunt sigur că voi știți acest cântec, așa că ajutați-mă dacă eu uit pe undeva cuvintele, da? Deci sunteți de frumoși voi, apropo. La voi asta nu se referă. Domnule DJ. Fuck you, fucking technics. Ok. Haideți să cântăm toți împreună. Eu nu sunt tocmai bun la cântat live, dar voi știți refrenul, eu l-am auzit, da? Haideți să o facem așa. 1, 2, 3 și... Fuck you! Fuck you very, very much! 'Cause we hate what you do and we hate your whole crew, so please don't stay in touch! Fuck you! Fuck you very, very much! Want to say it and it's getting quite late, so please don't stay in touch. Așa că haideți să trecem mai departe. Vă mulțumesc pentru acest aplauz de cultură. Voi credeți că lipsim cu o chestie ușoară, dar dacă n-am auzit muzica asta, nu-i deloc ușoară. Pentru ca să nu fim învinuiți de homodictatură, am decis în acest an pentru prima dată să lansăm votul popular Drușlacul de Aluminiu. Sunt fanii primari. Ați votat și ați ales homofobul sau homofoba sau transfobul sau transfoba emerit al poporului. Emerită al poporului. Al poporului. Remarcere homofobe, e ca neașteptată de obicei. Pum, pum, pum. Eu sper că e Daniela Burlac acolo pe undeva, dacă... Locul 3. Igor Dodon. Eu am plicul cu locul 2, dar sper că... Nu ia diploma, dar el o are în servant.
Da. Numele care au sunat probabil cel mai des în cadrul acestor ceremonii. Locul 2 pentru Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău. Și unde e al treilea plic? Locul 1, cine-i? Sper că e Daniela, eu o să repet. Eu n-am încheiat cu tine pe ziua. Locul 1. Aveți emoții? Daniela, iubita mea, fotografia drușlacului și diploma vor fi transmise prin poșta Moldovei. Cu multă tristețe în numele noastre, suntem nevoiți să încheiem această ceremonie, în speranță să nu mai fie necesar și la anul. Angelica, am dat drușlacul. Să-l arătăm, să vezi ce o să vedem în fotografie. Sexul păcat? Doamne, de unde tu ai luat asta? Sexul este un păcat atunci când nu există dragoste în el. Tu crezi în dragoste dintre doi bărbați sau două femei? Eu, în spectacolele pe care le fac, aduc viață. Viața cu toate componentele ei. Eu din fericire nu pot crea. Din fericire. Cu fericire. Eu trebuie să sufăr. Să am un motiv de durere. Și care sunt motivele pentru care suferi? Eu mi le găsesc. Eu dacă nu le-am, mi le inventez. Mi le provoc. Da, îmi creez eu probleme. Da, cel puțin și-a creat suficiente probleme să câștige un alt premiu. Dublu 3. Cu multă tristețe în inimile noastre, suntem nevoiți să încheiem această ceremonie în speranță să nu mai fie necesar acest premiu și la anul. Dar precum știți, mama proștilor e mereu gravidă. Și cum spune moldovanul, dă Doamne minte la cartofi și ploaie la proști. Așa că noi cu siguranță ne revedem anul viitor. Cu Angelica sigur, cu mine nu știu. Cu siguranță premiul va reveni anul viitor. Dar tu o să fii la băiață, ce? Da, eu o să fiu în fața marșului. Tot e bun. Vă mulțumim mult. Un Pride fericit și enjoy the party!